Salutare, dragi oameni buni, și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Cancan Exclusiv. De această dată îl am alături de mine pe Valentin Dinu, cel pe care cu toții îl știm încă din frage de pruncie, cum ar veni, pentru că l-am văzut în sezonul 1 al emisiunii de succes Românii au talent. L-am chemat pe Valentin să vedem ce mai face, cu ce se ocupă, care e viața lui acum și cum l-a atins celebritatea. Mulțumim, Valentin, că ai venit tocmai de la Ploiești. Mulțumesc pentru invitație, tocmai de la Ploiești, da. Ce să zic? Celebritatea. Asta, știi cum e asta cu celebritatea? Nu știu, se pare așa. Bine, da, sunt celebru. Ok. Dar știi cum e cu, că mulți, domne, vedeta. Nu, eu nu-s vedetă. Eu doar o persoană publică, atât. Da. Noi nu prea avem... Crezi că în România există conceptul ăsta, realist vorbind? Sau cine ți se pare ție că la noi, nu știu, ar fi vedeta la modul dacă păi spune imediat, cine creează vedetă? Isterie. După părerea mea. Da. Vedetă, în adevăratul sens al cuvântului. Gică Hagi. Bun. Da. Ivan Patzaichin, Dumnezeu să-l ierte. Da. Doamna Nadia Comăneci. Da. Și toți oamenii care au dus numele țării peste hotare cu mândrie. Simona Halep. Simona Halep, și sunt mulți, foarte, foarte mulți. Okay. Cântăreți, artiști, sunt câțiva, cred, sper să nu se supere nimeni. Tocmai de asta nici nu-i nominalizăm neapărat. Nu-i nominalizăm, Doamne, că nu e... Suntem în același spectru cu ei. Da. În rest, persoane publice. Bun. Și oameni care îi distrează pe ceilalți și îi fac să fie fericiți și să se deconecteze poate de la o realitate care uneori este mult prea dură, dar ajungem și acolo să vorbim despre realitatea ta. Bun. Domnul Valentin Dinu, îți mai aduci aminte, era anul 2, mi-am notat aici. Mama. Fii atent, am așa. Da. 2011 România au talent. Da. Părul lung. S-a schimbat ceva între timp. S-a cam dus părul. Da, s-a schimbat. Ai cântat piesa lui Mihai Țăsăriu, Cât de frumoasă ești. Pe vremea respectivă nu aveai treabă neapărat cu spectru muzical, dar vreau să te întreb, cum, Doamne iartă, mai ajuns tu să fii un deschizător de drumuri, practic? Pentru că, ok, acum cu TLNC-urile s-a mai reglementat treaba, adică știu oamenii la ce ar putea fi supuși, știu la ce se înhamă, dar la tine cum a fost? Adică cum ai fost ghidat de acea inconștiență, între ghilimele, a momentului? Păi, eu de fapt am fost ghidat de către fostul meu patron de la spălătoria unde lucram. Da. Eu spălam mașina acolo, îmi făceam treaba, lucram de vreo 4 ani acolo. Și fostul meu patron a fost plecat o perioadă. Aveai 21 de ani când ai participat la România Talent. Okay. 21 de ani. Da. Și de vreo lună venise în țară și începuse să se ocupe el de spălătorie, nu prea mai mergea. Eu când spălam mașini, eu cântam. Aveam clienții mei. Bun. Și parchează mașina în hală, spălam și eu mașina. Și eu, da, cum să nu? Și am început să cânt. El... fost cântăresc de muzică folk, eu n-aveam de unde să știu. A văzut că nu merge, s-a lăsat, s-a apucat de afaceri. Bun. Și mă aude. Mă las să spăl mașina, să vii până la mine în birou. Ai crezut că ai făcut ceva rău prima dată? Zic... I-am zgâriat-o, a venit. Nu, dar mai reduce din angajat, zic, da, nu e problemă, îmi găsesc eu în altă parte. Tu cânti? Păi, da, dar cânt și eu așa, prin casă. Tu n-ai văzut să-i până atunci niciun program artistic, ca să ne înțelegem. Nu, eu când de la vârsta de 7 ani, ca să fac o paranteză, când de la vârsta de 7 ani, dar m-am tot chinuit, ca să zic așa, înainte de concursul ăsta, eu am fost la primul concurs de talente din România, și dacă pot să spun. Zic că suntem pe Megastar. Cu Cătălin Josan. Josan a câștigat, nu? Josan, da, dar fii atent. Eu n-am trecut nici măcar de preselecții. Ok. N-am trecut de preselecții. Câți ani aveai atunci? Păi aveam 16 ani, dacă nu mă înșel. Și la 17 te-ai angajat la spălătorie? Cum la 17 m-am angajat la spălătorie. Ok. Am încercat să mă înscriu la niște festivaluri, nu am mers, pentru că știi cum e cu festivalurile, trebuie să fii al cuiva ca să intri. Din păcate așa merge în România. Eu sunt mai sincer, așa mai pe fază. E perfect. Și acolo la concurs m-au pus să cânt, am cântat Michael Jackson și mi-a spus așa: da, cânți frumos, mulțumim, următorul. Crede-mă că m-a deprimat chestia asta. Ți s-a dărâmat lumea? Mi-am zis, Doamne, eu nu știam ce să... Îți dai seama, cântam și eu. N-aveam studii muzicale, n-aveam... După urechi? Da. Și un pic naiv, poate, la vârsta aia. Da, 100%. Și m-am zis, gata, nu e pentru mine, mă duc, mă angajez. M-am angajat la spălătorie și revenim la... Era presiunea familiei, în sensul ăsta? Gen, bă, du-te și tu și angajează-te cu ok, cu muzica, am văzut care e situația. Da, cumva. Cumva, da, pentru că aveam o situație foarte nasoală acasă. Și revenind la fostul meu patron de la spălătorie, fost cântăreț de folk, mi-a zis, ce cauți aici? Păi, vreau să muncesc. Păi, tu te auzi cum cânti? Păi, da. La vremea aia munceam 4 zile și una stăteam acasă. Da. Și mi-a zis, muncești o zi și 3 stai acasă. Și eu o să-ți plătesc, îți dau același salariu și îți plătesc orele de canto. Eu te trimit la un profesor de canto. Da. Deci pe lângă salariu el îți plătea. Pe lângă salariu el îmi plătea orele de canto. Și că a crezut în tine. Da. Ok. Jos era spălătorie, sus era un bar. Încă nu era terminat. Încă nu era terminat. Vrea să facă bar, karaoke, seri de dans, de salsa, bla bla bla. Și a deschis și barul. Și seara, după ce termin munca, vii sus. Și cânti. Și cânti. Da. Dar nu mai mă lăsa să plec acasă, să mă schimb sau ceva. Cum eram? În salopetă. În cizme de cauciuc. În cizme de cauciuc, în salopetă, sus. Și mă punea să cânt. Una din seri, văd la televizor. Pot să zic? Preselecții. Preselecții, Românii au talent. Și vine la mine. Te duci aici? Na. Niciun caz. Te duci aici. N-ai făcut cantul degeaba. Asta vreau să zic, om avea și el niște pretenții, adică bă, te trimisese cu un scop. Da, să adică să plec de acolo. Da. Și mă duc acolo. Erau, cred că, da, peste 5.000 de persoane la preselecție. Da. Unii mai talentați, unii mai puțin talentați. Da. Și mă duc în prima zi, era așa, vineri, sâmbătă, duminică. Mă duc în prima zi, vineri. La București? Da. Bun. La 8 eram acolo. Și aveam, așa, nu uit niciodată, 5521, numărul de intrare. Da. A, și mi-a zis un om de acolo, în jur de 7-8 seara. Și a strigat așa, 5520, 5522, 5523. Pe mine m-a sărit. A, și mă duc, știți, eu sunt de la 8, nu vă supărați, vă rog eu mult. Păi nu, că trebuie să mai aștepți, că nu ești doar tu în situația asta. Îți dai seama, dar după atâtea ori erau și obosiți, erau. Da, da. Mai... Păi și la cât? În jur de 1. Noaptea. Noaptea, da. No. Tu acolo de la 8 dimineața. Da, zic nu. 15 ore, practic. Am plecat acasă. Mai mult de 15 ore? Da, am plecat acasă. Mult mai mult. Norocul meu a fost că am lăsat numărul de telefon, e-mail, bla, 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 când m-am înscris acolo. Da. Mă sună a doua zi, eu eram la muncă. La spălătorie? La spălătorie, spălam mașini, abia am auzit telefonul. Ce vor mă ăștia? Da, păi, nu mai vin, îmi pare rău. Te rog frumos să vii, că uite că sunteți... Și m-am dus duminică, da. Adică în a treia zi, erau 10 persoane la preselecție. Deci a fost buluc. Buluc, vineri și sâmbătă. Da. Duminică erau... Și mă duc acolo. Și norocul a fost că am nimerit-o pe doamna Mona Segall. Acolo, în momentul ăla. Da. Și a intrat să mă... asculte și ea. Și am cântat Cât de frumoasă ești. A început să plângă și a zis, gata, stop, du-te la interviu și vii pe 22 decembrie la Opera Română. Preselecția cu publicul, cu așa televizat. Cu jurații. Cu jurații. Ai avut emoții când ai văzut-o pe Mona? Știai cine e Mona? Eu nu știam cine e Mona. Mamă, incredibil! Păi nu știam că ea este... Da, da, da. Dar nu aveam de unde să știu. Eu sunt Mona, săru mâna. Săru mâna, doamne, da. Săru mâna, doamne, îți dai seama, ca tot omul. Am văzut că zâmbea așa, s-a prins că nu o cunosc, că da, aveam ce treabă aveam, n-aveam... Este o figură legendară în televiziunea românească. M-a ajutat enorm pe mine Mona, săru mâna, Mona pentru tot. O super doamnă. Apreciem, da. Da, apreciem. Din tot sufletul. Și când am ajuns acolo, doamne... Opera plină. Plină. Da. Și văd eu, mă uit așa, jurații. Pai de cac. Andi Moisescu, Andra. Andi Moisescu, Andra. Mihai Petre. Mihai Petre. Atât. Ei trei erau. Da. Da, trei erau. Parcă era formă de trei, da. Și intru. Bună seara. Eu deja eram topit. Nu mai... Tu mai avusesești concerte până atunci? Nu. În bar? Am bar, da. Câteva zeci de persoane, poate. 10, 50 maxim. Dar doar așa o piesă cântam, două, nu să cânt eu cu... Nu. Da. Și ce? Păi cânt și eu și lucrez la spălătorie și... Zic, Doamne, zic, nu, că eu trebuie să fac altceva. Și m-am... Deci, mi-am imaginat că sunt sus acolo în bar. Că n-aveam altfel cum. Da, da. Ei nu mai existau în momentul ăla pentru mine. Și mi-am imaginat că sunt în barul de la spălătorie. Și dă-i și cântă. Și când s-a ridicat lumea în picioare și a zis... Atunci venea cu Golden Buzz. Îți dai seama, cred că primeam un Golden Buzz. Asta voiam să zic, crezi că cred că da. Da. Păi Andra a început să plângă. După care a început toată... Am ajuns până în finală, locul 3 în finală, care pentru mine... Că mă zicea că tu trebuia să câștigi. Păi de la spălătorie pe scenă, în fața atâtor oameni și de acasă și... Pentru mine a fost o realizare extraordinară. Te-ai ofticat totuși că n-ai câștigat? Nu. Adică n-ai avut chestia aia, oarecum ar fi fost viața mea ulterior? Nu, știi cum e? Părerea mea este că în viață... Cine a câștigat atunci? Țuțu? Țuțu a câștigat, da. Adrian Țuțu. Ok. După părerea mea, trebuia să câștige Narcis Ianău. Îl știu, era tipul cu voce subțire. Cu voce, da, contratenor, după părerea mea. Pentru că... Numai cântăreți în final atunci, atenție. Adică ați fost cântăreți. În final am fost 12, nu, a fost și Valentin, barmanul... Podiumul mă refer. Numai cântăreți. Da. Podiumul, da, numai cântăreți. Și am luat locul 3, s-a scris după aia că trebuia să câștig. Andra a declarat că, după părerea ei, eu trebuia să câștig, dar știi cum e, voturile, da. Și, publicul a votat. Publicul a votat, clar. Okay. Și de atunci a început, mi s-a schimbat viața total. Total. Mergeam pe stradă, vrea lumea autografe, Doamne, poze. Eram, nu știam atunci ce se întâmplă cu mine. Nu, eram pur și simplu. Și au început evenimentele. Deci eu am terminat, să dau un exemplu, marți concursul, sâmbătă m-am dus direct la prima mea nuntă. De fapt, te manageriai singur? Sau șeful de la spălătorie? Cum ar fi? Nu, singur mă ocupam de mine. El n-a avut nicio pretenție ulterior? Niciodată. 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 Dar tu i-ai înapoiat serviciu vreodată? Da. Okay. Da. Am fost... Da. A avut el niște probleme și am ținut cont și l-am ajutat. Bine, el m-a ajutat. Am înțeles, dar cumva s-au compensat lucrurile. Cu omenie, să zicem. Clar. Da. Și primul meu eveniment de când cânt a fost dat de Andi Moisescu. M-a sunat. Valentin, sunt Andi Moisescu. Da. Sâmbătă te duci la un hotel din București, ai camera X, știa și cât por la pantof, știa mărimea la cămașă, la tot. Pentru că acolo ei ne dădeau vestimentații și aveau... Da, da. Și când la final vine cineva cu un plic. Și m-am simțit așa... Super important. Pai, de capul meu, lumea mă aștepta, mă aplauda. Deci am început să cânt și mă aplaudau. Mamă, zic, și acum ce... Și am început să cânt. Dar ce program aveai? Ce cântai? Păi cântam așa, de la Michael Jackson, de la Stevie Wonder, de la Holograf, Ochii Tăi. Ce mai cântam? De pe la Elvis ceva. Ce era un mix din asta? Da, un mix, dar lumea a fost foarte încântată. A fost, îți dai seama, boom-ul ăla după... Câți bani? Câți bani am luat? Da. 1500 de euro. Bine! În 2011. Da, 2011. Deci tu făceai banii la spălătorie în cât timp? Păi stai, în 4-5 Am vrut 6 lei. Deci tu ai câștigat într-o seară banii de pe jumătate de an. Da. Și eu cu bani, mamă, când am văzut cu atâția bani în mână, am zis... Doamne, ce fac eu cu banii? N-ai avut impresia că nu-i meriți prima dată? Nu m-am gândit niciodată la asta, pentru că... am muncit foarte mult de mic și cumva, pentru mine erau foarte mulți bani. Dar nu era ca și cum că nu-i meritam. Pentru că, uite, eu la 15 ani, primul meu job a fost pe un șantier. Da. Pe un șantier de construcții în București. Se numea, dacă nu știu dacă... Da, se numea Suma. Așa se numea șantierul. Da, da. Am lucrat acolo un an. După aia, ce am mai făcut eu cu Megastarul și așa... Cu concursul, după aia spălătoria. Am muncit de mic, mi-am dorit să fac asta. Cumva meritam ce mi se întâmplă, dar nu mă așteptam să fie așa de... A fost rapid. Un impact, da, foarte puternic pentru mine, pentru că îți dai seama că nu știam cu ce se mănâncă, nu aveam nici microfon să mă duc la... După aia mi-am cumpărat un microfon. Ce ai făcut cu banii, chiar cu aia 1500? Păi, cred că vreo... 800 de euro, dacă nu mă știu, i-am dat lui mama. 100 de euro i-am dat, sau 200 de euro i-am dat lui fratele meu. Eu am rămas din toți banii, cred că cu 300 de euro. Bun, și pentru că eu așa sunt, mână largă. Eu când am, la revedere. Cred că mi-am cumpărat un microfon. Cu toți banii care am. Deci ai investit în aparatură, cum ar fi. Da, mi-am cumpărat un microfon să pot să merg la event și un laptop, dacă nu mă înșel. Te-a sunat Andi și după aia, bă, bravo, ai făcut. Păi l-am sunat eu, mulțumesc, nu trebuie să mulțumesc. Mi-am mai dat evenimente după aia. Te duci și acolo, foarte frumos, da. Deci primul eveniment a fost dat de Andi Moisescu. Deci chiar dacă toată lumea credea că tu ai avut cea mai bună relație cu Andra, poate pentru că ai impresionat-o, de fapt și Andi de undeva de acolo din spate a avut grijă de tine. Da, da, da. Andi a fost, a fost ca un manager, ca să zic așa, în primul an pentru mine, da, da. Dar fără niciun fel de pretenție. Absolut nimic. Okay. Absolut nimic. Și cu Andra m-am înțeles, adică știi cum e, contează foarte mult să-ți dea cineva impulsul ăla. Pentru că lumea, ai văzut că a ținut cont de ce a spus ea. Până la urmă, așa este. Tu ce relație mai ai cu oamenii ăștia acum? Păi cu Andi cred că n-am mai vorbit de 2 ani, dacă nu mă înșel. Da. Mi se pare, cred că și-a schimbat, numărul, cred, de telefon. Cu Andra am vorbit de Crăciun, da? Vorbim periodic. Adică nu s-au răcit relațiile? Nu. Dar nu sunt genul ăsta de om, știi? Adică e foarte important să nu uiți de unde ai plecat, cine te-a ajutat, cine te-a sprijinit în viață, pentru că știi cum e, karma lucrează, știi? Și se întoarce. Se întoarce când nu te aștepți. Cu Mihai Petre n-am vorbit mai deloc, ca să zic așa. Oricum el e mai... Era tipul mai glacial, așa. Da, da, dar nu este așa el, de fapt. Okay. Îl știm. Știu. Îl știm, da. Ne-am întâlnit la ceva petreceri după. Și la botezul lui David, că eu am cântat la botezul lui David, băiatul Andrei. Și ne-am întâlnit acolo toți, am stat de vorbă, Sunt relații bune cu ei. În special cu Andra și cu Cătălin. Am văzut, ai tot fost pe la el. Am fost pe la el, da. În rest, da. Ok. Și după aia a început o perioadă foarte aglomerată din punct de vedere al concertelor pentru tine. Deci am avut în anul ăla... 80 de evenimente. Enorm. Pentru mine, eram cu gâtul praf. Ne-a antrenat, neapărat, n-aveai noroc că am ținut cont de niște chestii, pentru că eu am fost atunci la Canto 2 luni de zile, după care mi-a spus profesorul, nu mai veni, ești mega talentat, ține cont de... Fă vocalizările astea în fiecare zi. Le faci acum? Da. Ok. Păi, da. Altfel n-am cum să duc atât, că e... Ai volum mare de concerte și de muncă și acum? Da, foarte mare. Pe an cam câte? 2023, să zicem. În jur de 80 de evenimente. Împărțit la 12 ar fi cam 6 evenimente pe lună. Da. 6-7. Și mai am un contract și cu un hotel de pe Valea Prahova, merg și acolo când nu am evenimente. Deci e cam... Deci o duci bine, practic. Da, mulțumesc lui Dumnezeu, față de ce am fost înainte, sunt extraordinar de bine. Ai avut vreodată teama că s-ar putea să nu funcționeze sau să se rupă undeva toată treaba asta cu muzica și să te întorci de unde ai plecat? Da, da. Am avut, când am avut o problemă cu vocea acum 4 ani. Pur și simplu nu mai puteam nici să vorbesc. Da. Dar de la ce a provenit? De la foarte... Supra-solicitare? Da, supra-solicitare. Da. Și eu sunt un om extraordinar de realist. Și am spus și că mie oricum nu mi-e frică. Deci poate să se întâmple, eu pot să iau de la zero oricând. Șantier, spălătorie, orice. Dar n-ai mai vrea totuși să te întâmple. N-aș mai vrea, dar dacă ar fi, pentru familia mea, și pentru copii, aș face orice. Orice aș face. Dar e Dumnezeu acolo sus și are grijă de noi toți. Când ai spălat ultima dată o mașină? Acum o săptămână eu îmi spăl singur mașina. E o plăcere cumva, e o deconectare. Hai de capul meu. E foarte bine să faci chestia asta, pentru mine. Da. Pentru că știi cum e? Ești în control. Ești în control. Niciodată nu trebuie să... Am avut, deci în primul an, singurul, nu știu, da, moment, ca să zic așa, când mă credeam un pic, îmi luasem un pic lumea în cap. Asta era una dintre întrebări, da. Da. Și zic, stai că nu. Care a fost momentul? La vreo 6 luni după concurs, când emisiuni, evenimente, concerte, toată lumea m-a oprit pe stradă să facă poze și m-am simțit un pic, mamă, cine sunt eu? Dar după aia am zis, nu, eu nu sunt așa. Nu sunt așa. Când Dumnezeu îți dă și tu... Abuzezi de asta? Da, abuzasem de chestia asta și am zis, nu, nu sunt așa. Și de-aia spun, mă duc și îmi spăl mașina singur. Ai văzut că sunt spălătorii cu... Da, fise, da. Am o cârpă în mașină. Mai există spălătoria unde ai lucrat tu? Există, dar nu mai e Costin acolo, nu mai e patronul, din păcate a dat faliment. E cu self. Și am fost și acolo și mi-am spălat mașina odată. Nostalgic? Foarte mișto, un sentiment super mișto. Da, okay. Da. Dar știi, mă gândeam la faptul că, ok, poate și tu te bucurai când venea cineva a spăla mașina și lăsa bacșiș. Ar fi tare să te duci tu să lași, uite mă, cât faci spălatul ăsta, 50 păi nu, las 100, nu mă interesează. Nu, că am o spălătorie unde dar câteodată îmi spăl singur mașina. Da, adică, pentru sufletul tău. Pentru sufletul meu, dacă când mă duc, normal. La spălătoria unde merg eu și spăl acolo mașina, am și un fost coleg de spălătorie. Și o spăl la el, normal. Vali, te salut, Vali. N-ai simțit cumva că oamenii te-au invidiat pentru succesul de care ai beneficiat, pentru hype-ul de care ai... Auzi, știi cum e succesul ăsta? Da, dovadă. Mi-a arătat câți prieteni am. În ce sens? Păi din... Nu știu cât să zic. Îți dau un exemplu. Din 20 de prieteni, am mai rămas cu vreo 4. De ce? Pentru că invidia asta, din păcate... Dar teoretic oamenii n-ar fi trebuit să se strângă mai... abitiri lângă tine odată cu venirea banilor și a succesului și a expunerii? A fost un val de telefoane. Frate, mai ce faci? Că mai știi că eu te cunosc, noi ne cunoaștem de... Ne cunoaștem de 1.000.000. Da, nu vorbesc despre asta, că nu. E ok. Au fost multe cazuri, știi, dar nu. Okay. Nu-i problemă, eu sunt... N-am nicio treabă, mână largă, dau... Și asta n-a fost o greșeală de-a lungul timpului? Știi cum e? Eu am fost sărac, foarte sărac, înțelegi? Și am zis, mă, că dacă... La modul sărac, n-aveai ce să mănânci sau sărac? Au fost și zile când n-aveam ce să mănânc. Clar, când eram mic, da. Ai mai avut frați, surori? Suntem 5 frați. Ah, da, și am citit asta. Suntem 5 frați suntem. Suntem 3 băieți și 2 fete. Și au fost zile, clar, adică multe zile, știi? Și ce făceai atunci? Cum era? Cum gestionai? Nu... Eram așa. Bea apă. A, da. Bea apă. Asta zic. Da. Salut. Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Ok. Deci am stabilit-o și pe asta. Ai spus că din primii bani, o mare parte, cam 60%, au fost redirecționați către mama ta. Către mama, da. Mai trăiește doamna? Da. Ok. Are grijă de copii, o bunică bună? Am un frate, deci, eu am un frate cu probleme psihice și locuiește cu mama. Și mama are cumva grijă. Se poate îngriji singur și așa, dar mama are grijă de el. Și o ajut pe mama. Dar nu numai eu, și surorile mele și frații mei. O ajutăm. E, na, a avut grijă de noi. Ne-a dat educația de care am avut nevoie. Da, tu chiar ești un om educație, vede că ești un om umil și că ești un om care... Păi, e foarte important să fie așa. Pentru că mulți artiști, cu părere de rău, au, știi cum e, au niște aere de vedete, dar când se urcă pe scenă, uite, să știi că eu, când întâlnesc așa, unii, nu pot să dau nume. Da. Testul meu e la microfon. Au aere. Bun. Vrei să cântăm o piesă împreună? Da, nu, mulți mă refuză. Hai, și atunci se vede. Înțelegi? Eu nu zic eu că e cel mai bun, nu, Doamne ferește, că nu... Ai capacități vocale foarte... Da, foarte dar bun. Nu sunt destui care sunt buni. Poate mă număr și eu prin 3, poate nu. Nu e asta important. Dar știi cum e că... Am văzut că tratează lumea de sus și... Dar de fapt pe tine publicul te face ceea ce ești, în definitiv. Adică despre asta e vorba. Clar. Asta e... La final, publicul decide. Și știi cum e balanța. Știi? Da. Ok. Știu că tu ulterior ai fost și la Cântă Acum cu mine, dacă nu mă înșel. Da. Era show-ul de pe ProTV unde... nu mai puțin de 98 de antrenori, între ghilimele, au fost de acord cu momentul tău muzical. După aia n-ai mai fost la niciun talent show. Păi nu, da. Dar din păcate... Acolo te-a sunat Pro-ul și ți-a zis Acolo m-a sunat Pro-ul, da, și mi-a zis vino. Dar din păcate, dacă nu mă înșel, s-au ridicat 98 și nu mai știu cine... Este un solist, dacă nu mă înșel, de la teatru, de la... Nu știu exact cine este. Da. Pe el era necunoscut, dar era un domn sus, care nu știu, nu l-am văzut în viața mea. Nu l-am văzut în viața mea. Cred că lucra la lumini sau ceva. N-a putut să vină unul din jurați și cred că l-au pus pe... L-au luat pe el și au zis, bă, nu apeși butonul ăla decât dacă e neapărat nevoie. Da, nu știu care a fost, dar, sau poate nu i-a plăcut. Da, e o treabă subiectivă asta cu muzica, în definitiv. Știi cum e? Da. Dacă aș vorbi eu, cred că... Da, nu pot să vorbesc. Din păcate. Nu sunt semnat cu nimeni, cu niciun trus, cu nimic. Eu sunt independent, dar totuși nu vreau să... Ok. Da, e ok. Acolo a fost... Da, eu l-am numit un eșec pentru mine. De ce? Da, a fost un eșec. Sperai să fie toți 100? Trebuia să fie tot ăsta. Ok. Am înțeles. După părerea mea. Crezi că ulterior, dacă ai fi avut un succes răsunător și la Cântă Acum cu mine, viața ta era altfel? Nu. Cu ce s-ar mai fi putut îmbunătăți, practic? Cu absolut nimic. Lumea mă știe, știe ce pot să fac. Eu m-am dus pentru mine. Eu am o întrebare ușor tehnică, dacă vrei. Ai rupt în featuring-ul cu Ania. Da. Într-o zi cineva va veni în viața mea. Da. Da, ceva de genul ăsta. Lumea, viața, e tot acolo. Care a avut câteva milioane de vizualizări și ascultări pe platformele de streaming. Care la timpul ăla erau foarte multe. Era huge, că YouTube-ul nu arăta cum arată acum. Da, exact. Da. Bun. Da. Ulterior am văzut că tu ai mers și către zona asta, hai să zicem... De petrecere. De petrecere. Da. Nu le zicem manele, nu-s manele. Eu cânt și manele la petreceri, dacă mi se cere. Ce se cere, exact, da. Da. De ce am făcut asta? Da. Păi, da, e simplu. Mergeam la evenimente și vedeam că lumea nu se mai distrează pe un program de 45 de minute de muzică ușoară. Pentru că între timp lumea s-a schimbat. În pandemie s-au schimbat foarte multe. Muzica de petrecere a revenit, ca să spun așa. Da. Manele, muzica de petrecere. Și am zis că... De unde și piesa fac... Dacă nu era pandemia, te duceam la Han, te duceam la Mia. La Mia. Da. Da. Corect. Și am zis, mergeam la evenimente și vedeam că nu mai e ok așa. Nu neapărat eu. Nu mai era același vibe. Dar nu neapărat eu. Că eu am testat, am văzut, am așteptat. Erau și alți invitați. X, Y, Z. La fel. Și am zis, dacă nu schimb ceva, e posibil ca din atâtea evenimente, din 20 de evenimente, îți dau un exemplu, să mai am 5. Da. Și a trebuit să mă reinventez, ca să zic așa. Nu cântasem niciodată, eu asta am făcut de mic. Am ascultat numai R&B, jazz, soul, așa. Fără manele. Da, ascultam manele când eram mic, dar manele... Puțin, nu la asta, da. Și clasicele. Doar așa, că mergeam la undeva la o zi de naștere, la o onomastică sau ceva, da. Puneau muzică, n-aveam. Și zic, stai că nu e, trebuie să fac ceva. Am și lansat o piesă, Alinarea mea se numește, care e un... de petrecere. Și am primit un val imens de comentarii, că nu ai făcut bine, că nu stă bine, că nu... Dar știi cum e, trebuie să... Dar la petreceri funcționa piesa? Adică tu o cântai la petreceri, ok, feedback-ul pe internet nu a fost poate cel mai bun. Nu a fost cel mai bun. Da, dar la petreceri oamenii se distrau pe piesa aia? Clar. Ok, deci cumva asta denotă în continuare această semi-ipocrizie de care noi dăm dovadă? O, mare. Prin faptul că, ok, toți ascultăm sau măcar avem habar despre anumite manele, dar nu vrem să afișăm treaba asta. Păi uite, îți dau un exemplu. Am fost la o petrecere la un om foarte important din politică și mi-a spus așa: vreau să-mi cânti Frank Sinatra, de la Frank Sinatra până la Stevie Wonder. Sau Michael Jackson. Deci fără muzică de petrecere. Bun. Cât? 3 ore. Ok. Am luat băiatul cu pianul, cu mine și dă-i muzică. Era 10 seara. Pe la 12 am văzut că și-a dat cravata jos așa. Eu am știut ce vrea. Și-a dat cravata jos. Poți să ne zici cine era? Nu, nu. Ok. Na. Îmi pare rău. Are funcție acum, adică e important. Da. Foarte. Okay. Și a cravata jos și îți vine încoa. Poți să o cânti pe aia? Păi... Au apus cele 3 ore. Ieri ți-am spus asta. A trecut de 12, e 12 și 1 minut. E ca atunci când ții postul de manele. Și, exact. Da. Da. Hai. Ce piesă era? Era aș da zile de la mine. Păi bravo. Dar asta deja nu e mare, asta e evergreen. Nu, și... păi nu, că după aia a vrut și eu... toate diamantele după asta. Luis Gabriel. Da. Lăudat fie numere. Da. Și... nu, deci până la ora 12 toată lumea era așa. Așa. Sobri. Spatele drept. Sobri. Bem așa frumos, nu. Și cu un deget ridicat, că nu știu niciodată. Alcool, nu. Apă și cocktailuri și așa, nu. După aia au dat drumul la șpriț. După aia când s-a desfăcut un pic la cravată. Ăla e semnul. Și și-a aruncat și și-a dat și sacoul jos. La revedere. Bagă-mi și mie o leacă din aia cu aș da zile de la mine, te rog eu. Eu aș da zile de la mine, să mai fiu o zi cu tine. Păi te iubesc la disperare, dar tu-mi faci zilele amare. Deci crede-mă că dacă aveam cravată, acum are și gata. Da, știi, da. Deci oamenii se simt conectați la fenomenul ăsta. Ce să mai încoace și încolo? Nu, dar merg la petreceri și ca invitat și să cânt și văd. După ora 12, 1, la revedere. Gata, intră maneau. Care a fost cea mai bună seară la nivel monetar din viața ta? Te-ai gândit vreodată? Suma? Da. Să ții așa minte tu, să zici, bă, am făcut în seara aia, nu știu. Adică șpagă? 10.000 de euro. Șpagă? Cu totul. Tot. Cântarea plus șpagă. Dedicați. Da. Să zic suma? Da. Da, 10.000. 9.000. 9.000. Bine. Dar tu ți-ai făcut casă, ce-ai făcut cu banii ăștia? Ți-ai făcut casă, ți-ai luat haine, ai trimis copiii la școală, ce-ai făcut cu banii? Da, sunt bine. Bine. Sunt bine, da. Ok. Sunt bine. Tot în Ploiești, nu te-ai mutat în București niciodată? Nici nu vrei? Nu, deci fac din Ploiești, în orice punct al Bucureștiului, fix o oră. Ok. Deci oriunde. Am făcut de la Ploiești până aici 40 de minute. Noi suntem și la intrare cumva. Voi sunteți la intrare cumva, dar uite, fac până, nu știu, până să zic, Unirii, Bragadiru, o oră. Da. Nu știu, Nordul e o oră și... Nu-mi place agitația neapărat din București. Acolo e o viață liniștită. Foarte liniștită. Locuiești cu soția și cu? Cu soția și cu fata mea. Care are acum 9 ani, Maia mea. Să străiască. Maia mea. Să fie română. Bine. E la școală clasa a 3-a? Clasa a 2-a. A 2-a, wow. Da. Păi a fost clasa 0, clasa... Da, da. Sunt altfel lucruri. E la liceul de artă Carmen Silva. Cântă? Cântă, da. Talent nativ? Cu, da. Ok, da. Deci o facem și pe ato cântăreață. Mamă, dar ce mi-am dorit. Mi-am dorit, da. Și cântă foarte frumos. Doar că e și ea, na, emotivă, nu-i place să... Ce, tu n-ai fost emotiv la început? Vai, pe eu nu știam de capul meu, nici nu. Mă puneau să cânt prietenii, dar bea, le cântam. Haideți, mă, terminați cu asta. Terminați, da. Mă puneai cânt-o pe aia de la Pepe, ai cânt-o pe aia de la... Ok. Da. Și mai e un băiat de 15 ani. Da, mai e un băiat de Dragoș. Dragoș. E în prima căsătorie de 15 ani. Este în Franța, stabilit în Franța de 2 ani, dar vorbim foarte, foarte des. A venit de la studii acolo, nu? Da. Ok. A venit de sărbători. Cu mama lui. Cu mama lui. Da, da, da. Okay. Da. A venit de sărbători. Vine de sărbători acasă, restia acolo de 2 ani. Tu l-ai făcut tânăr, la 19 ani. La 19 ani. Da. N-ai regretat niciodată vreo decizie? Doamne, niciodată, cum? Okay. Nu există așa ceva. Dar am fost harnic. Asta spun. Adică să-și ai grijă de ei, practic. Păi cel mic avea, de fapt, cel mare, avea 2 ani. Da, 2 ani avea. Ok. 2. Deci a trăit cumva bine de la 2 ani în sus. A trăit foarte bine, adică... Da. Dar și acum. Păi îmi imaginezi. Nu, încă îl susții cu bani. Cu orice, cu orice, nici nu se pune problemă. Deci aveți o relație bună? Foarte bună. În continuare? Foarte bună. Ok, am înțeles. Bun. Hai să vedem, am stabilit-o și pe asta, cum te-a impactat faptul că ai dat de bani și ai zis că te-ai ridicat un pic de la pământ, după care ți-ai revenit foarte, foarte... Foarte repede. Rapid. Tu te-ai axat mai mult pe partea asta de evenimente. Am văzut piesele, au câteva sute de mii de vizualizări, dar nu mai a fost niciunul hit. Piesa cu Teo a făcut 10 milioane de vizualizări, dar dat fiind faptul că a fost un cover, autorul piesei a decis că trebuie să dea strike la canalul de YouTube pe care a fost postată piesa. Dar nu v-ați înțeles că eu n-am vorbit înainte, nu? După ce... Înainte am vorbit, până să... Cine era autorul piesei? Razmik Amyan. Este o piesă armenească. Ok. Păcatul meu este preluată după o piesă armenească. Da. A fost ideea mea de să facem piesa asta. Teo a scris versurile la piesa Păcatul meu. S-au stabilit niște condiții înainte cu autorul piesei, după care... S-a răzgândit omul. S-a răzgândit omul, a văzut că a făcut 10 milioane de vizualizări, ce ai, stai că nu e bine. Și din păcate a trebuit să o dea, Boier Bibescu a trebuit să o dea jos, că știi cum e. Da. Riști să pierzi canalul de YouTube și nu e ok. Da, erau totuși 10 milioane. Da, erau 10 milioane de vizualizări. Era ceva, era o treabă. Dar a fost cea mai de succes piesa mea. Păi asta voiam să zic, că eu am căutat și mi-a arătat acolo YouTube. Prima era cea cu Ania și ulterior celelalte aveau câteva sute de mii de vizualizări și știu că a fost tam-tam mare la piesa cu Teo Rose, adică orice face Teo Rose e viral, realism. Da. Deci Teo, m-a ajutat mult Teo. Eram într-o perioadă în care nu mai mergeau evenimentele foarte bine și o știu pe Teo, cred că avea 14 ani, ne-am întâlnit la un videoclip al celor de la Gypsy Casual. Da. Și era mică și când a pus-o cineva să cânte. Și eu când am auzit-o zic, Doamne ferește. Deci a cântat un talent imens. Extraordinar. Carismatică, foarte, foarte isteață și voce extraordinar de bună. Ok. După părerea mea, este una dintre cele mai bune voci din, feminine din țară. Este. Este, okay. Da. Și mămica acum e... Are tot pachetul, Teo. Are tot pachetul. Da. Și colaborarea asta a venit așa, că eu mă uitam la, cred că la Bravo Stil, dacă nu mă înșel. Și am scris. Eu după aia am văzut că, ulterior am văzut că eram prieten pe Facebook. Dar eu nu știam de Teo Rose, eu știam de Teodora nu știu cum, dar... Da. Și dau Teo Rose și mi-a apărut Teodora Diaconu. Și când eram prieten și am scris, măi frate, felicitări, bravo, țină tot așa, mă bucur pentru tine enorm. Ți-a răspuns instant? Instant. Ok. Instant mi-a răspuns. Mulțumesc mult, apreciez și eu nu știu. Și păi aveam ideea. Ba, hai să facem o piesă. Bă, dar nu vrei să facem o piesă împreună? Cu cel mai mare drag. Că mă uitam la tine când era la Românii au talent și eram mică și... Și așa a venit piesa. Dar oricum, Teo, dacă mă vezi, te iubesc, ești sora mea. Vorbiți în continuare, aveți? Da. Aveți o relație? Des. Bun. Des. Ok. Da. Bun. Deci asta ar fi una dintre lecții, dragi oameni buni, că empatia este cea care câștigă în întotdeauna. Final. Întotdeauna. Și este foarte important să muncești și să-ți dorești să lupți pentru visul tău. Indiferent câte obstacole întâmpini. Pentru că eu am întâmpinat multe. Ai întâmpinat multe. Foarte multe refuzuri. De la cine? De la foarte mulți artiști. De a face piese? Da. Care crezi că e motiv? Nu pot să zic. Nu știu. Poate îi dovedeai la nivel vocal. Poate erai peste ei. Și ar fi zis, bă, să urcă ăsta cu picioarele pe mine, cum ar zice românul. Ce facem acum? E post, nu știu ce să zic. Care sunt top 3 artiști cu care tu ți-ai fi dorit un featuring? Sau cu care speri în continuare să facem featuring? Păi... Cu Andra am cântat. Da. Cu Teo am cântat. Mi-aș dori... Uite, pe el nu l-am întrebat niciodată. Cu Connector să... Cred că ar fi ceva foarte mic. Deci, Relu, dacă ne vezi, cu Relu m-am întâlnit acum 2 luni la Predeal, dar era cu familia, n-ai cutezat. Nici măcar. Decât l-am salutat și atât. Okay. Dar după părerea mea e... Da, pe stilul lui, adică... Da! Fire, Desire, alea, piese... Clar, să facem ceva... Ceva genul lui cu un, nu știu, cu un R&B, cred că are și super. Și în rest, aș mai face o piesă cu Teo și aș face o piesă compusă cu Andra. Știu că ați avut un duet atunci. Am cântat atunci de... La Happy Hour. La Happy Hour de 1 decembrie... Pe vremea când era Happy Hour, bă, băiatule. Mamă, da. Cu Happy-lica. Eu am prins Happy Hour, adică, frate. Da, da. Dar mulți își doreau să ajungă acolo și nu puteau. Și eu, vezi, adică am avut parte de multe... De multe chestii. De multe chestii mișto. De pe urma concursului, normal că... Deci, practic, a fost... Cum ar zice română, a fost noroc, domnule, ca să nu zicem cuvântul ăla cu bui, intitulat Bulan. Da. Sincer. Da, mă, bine. Păi, tu-ți dai seama că eu am fost la preselecții și eu am plecat de acolo? Posibilitatea să mă sune era de... Procentul, cred că 1%. Stai, tu ai dat audiția cu Mona Segall, adică cu însăși doamna Mona Segall, adică să înțelegem. Da. Și restul concurenților au dat cu fetele de la PR, normal. Da, că... da. Normal. Înțelegi? Adică, deci, Dumnezeu, îți dai seama că Dumnezeu... Uneori este mai bine să nu cunoști niște lucruri și niște împrejurări și niște aspecte, pentru că altfel dacă știai cine este doamna Mona Segall, probabil că te-ai fi emoționat și mai tare. M-aș fi... Da. Da. Pe tine. Pe mine, da. Clar. Ok. Clar. Da. Și eu am emisiuni în picioare și dacă o văd acum pe doamna Mona Segall acolo la geam... Deci eu dacă zic, o văd, cred că îi pup și mâinile și picioarele. Pentru m-a ajutat enorm doamna Mona pe mine. Da. Contează foarte mult, să știi. Bun. Să prindă drag de tine o doamnă ca Mona Segall. O zeiță a televiziunii. Practic. Chiar că zeiță, bun. Da. Ultima întrebare, domnul Valentin Dinu, ce planuri de viitor aveți? Chiar dacă este o întrebare clișei, că poți să, nu știu, poate să ceva senzațional. Un copil, un ceva, nu știu, o treabă de asta. Copil, deocamdată nu. Pe plan profesional, urmează să lansez o piesă cu Connector. A, gen, atragem asta. Da, da, bine, trebuie să atragem, da, știi, da, cum, da, e? Da, să manifestăm piesa. După care o piesă cu Andra și o piesă cu Teo Rose. Da, și cu să-l sunăm și pe Mihai Petre să vorbim cu el la mulți ani după ce s-a difuzat concursul. Și uite, așa domnul Valentin le-a bifat pe toate. Așa trebuie. Trebuie să atragi ceea ce vrei. Doamne ajută să ne audă Dumnezeu. Bine. Doamne ajută ca acest episod să fie extraordinar de urmărit, pentru că discursul lui Valentin a fost absolut fabulos. Ne-am distrat astăzi la Cancan Exclusiv și cred eu că e un interviu educativ din care oamenii pot să înțeleagă că empatia primează. Reiterez această idee și trebuie să nu uităm niciodată cine a fost acolo lângă noi în momentele cheie ale vieții. Da. Îți mulțumim foarte mult, și Valentin, eu mulțumesc, am simțit foarte bine. Te pup și te îmbrățișez. Să rămână mult din suflet. Urmăriți-l pe Valentin Dinu peste tot pe rețelele sociale, și pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook. Urmăriți-l pe Ploiești, nu-i dați pace, nu-i dați pace și chemați-l la concerte. Toată lumea să vină la mine. Să nu poată să doarmă vinerile și sâmbetele ca să cânte. Și nici de luni până luni. De luni până luni să fie. Eu am fost Sabin Tudor, aceasta a fost emisiunea Cancan Exclusiv. Să aveți o viață extraordinară, pa!